Bună, Iulia! Bună, Cătălin! Îți stă foarte bine așa. Mulțumesc și ție. Bună, Iulia! Bună. Am auzit o voce. Te rugăm frumos. Vorbești cu mine astăzi? Bună, Iulia! Nu, pe plantă îl ignor astăzi, nu. Este ca și când nu este aici. Plantă, îmi pare rău, astăzi nu ești în grațiile divei. Mă, vreau să te întreb ceva. Ia! Tu ești pe creanga ta? Da, întâi trebuie să mă... Iartă-mă. Da, dar vreau să te întreb ceva. Tu ești pe creanga ta? Măi, în general, ciorile stau pe crengi, divele stau, știi, pe picioarele lor. Bine, tu ești o divă pe picioarele tale? Da. Ești nebună la cap. Ce s-a întâmplat? Mi-a dat mesaj cineva pe Facebook acum, ți-are la emisiune. Tu când ai venit încoace spre emisiune, te-ai luat de un om în trafic? Da. A fost foarte drăguț. Unde deci, oameni, mi-a dat mesaj cineva și mi-a zis, Mihai, dacă vine Iulia Albu la voi, spuneți-i cum a mers. Venea la, cu mașina de la ProTV aici. Dar cine era? Ne-a dat un băiat mesaj de pe Facebook. Așa. Și avea, are o mașină tunată, nu știu, cu subwoofer. Și că la un moment dat s-a trezit că o coboară din mașina din față sau nu știu cum. Eu, da. Cu Iulia Albu și începe să-i spună, ce mă, n-ai avut jucării când ai fost mic? Pe bune? Nu, am fost mult mai subtilă decât atât. Dar ce ai zis? Dar nu-ți frică, poate te bătea ăla în trafic. Efectul pe care l-am de obicei asupra oamenilor este de paralizie totală, știi? Și după aia, da. Iartă-ne, cobra noastră mică. Deci, omul a mergea în trafic și a coborât la el la intersecție. Dar bubuia totul, Cătălin, bubuia. Deci am mers 10 minute, am suportat 12 minute. Deja în al 13-lea minut, ginger snapped. I-am spus, băiețaș, tu n-ai avut jucării când erai mic? Păi și dacă eram din clanul sportivilor și... Și? Apropo, nu mai aveam rubrica azi. Asta e că am înțeles asta. Oricum, după aceste alegeri, cred că toți mafioții din București au avut amețeli, dacă înțelegi ce vreau să spun. Wow! Îți dai seama cum a așteptat? Da. Păi am așteptat să aduci vorba. Pentru... Nu, eu am adus vorba că ne-a dat omul la mesaj și ne-a spus că... Am înțeles, da. Pe bune. Dar era foarte drăguț, știi, era un tip foarte simpatic și chiar am văzut că s-a simțit puțin... Prost, s-a dus prost, adică seama de eșapament jos acum. I-a părut rău că avea o problemă, știi? Și asta la sabuferul jos de la mașină, doamne. Da, sabuferul, cred. Deci tu dacă ți-o furi odată în trafic, o să înțeleg de ce. Eu nu o să mi-o fur niciodată în trafic, Cătălin. Și în general. Și în general. Că în general. Viața. Eu sunt o cobră. Iulia mă cheamă. Cobrele n-au buze, să știi, că mă rog. Mm-hmm. Da. Hai să vedem ce poze avem astăzi de analizat, ținute. Nu, stai, că mi-am amintit. Știu că azi avem mai puțin timp, Greta, trebuie să spun chestia asta. Ați avut o invitată pe Oti. Otilia, am explicații de dat de ce îi dau like-uri lui Oti. Pentru că e amuzantă, mă. Este foarte amuzantă. Otilia. Ea trăiește fiecare moment cu o intensitate de care eu nu sunt capabilă. Da. Noi, în general, nu suntem. Otilia, care a fost mai devreme. Ea este bucură de fiecare lucru care îi se întâmplă. Și bucuria asta ei mă bucură și pe mine, știi? Deci ești împrietenită și tu pe Instagram. Da, cu Otilia. Și cu ea, și cu Dorian Popa, și cu Anda Adam. Lasă că vezi tu. Hai să vedem. Uite, că aici e Otilia, nu? Da. Adevărul că n-ai de ce să nu-i dai like. Da, aici este Oti. A, da, nu era pe listă Oti. Mie îmi place Oti pentru că este atât de naturală tot timpul. Tot ce îi se întâmplă este fantastic. Ea se bucură de orice, de o felie de pizza, de apă. Este numai un zâmbet tot timpul. Este una dintre puținele concurente de la Bravo Style, emisiunea de tristă amintire, pentru televiziune, care acum face ceva, adică chiar... Voi acolo v-ați cunoscut. Da, acolo ne-am cunoscut. Dar să știi că țin legătura cu foarte multe dintre fetele de acolo, adică, vreo trei. Așa, foarte odată multe, pe an... vreo trei. Bravo, hai să vedem ce poze ai ales azi. Ia să vedem. Îmi place mult. Hai, zi ceva de Alex Velea. Am văzut poza asta, e Anda Adam la un showroom unde stă pe o plită care ți arată că nu e... mi se pare tare poza și mi se pare genială plita mie. Da, plita, mai ales plita. Este vizibilă plita din acest unghi, Cătălin, păi, dar ideea e că nu vezi plita, șocant. Tu știi cum e în ziua de azi? Cum e? Fii atentă. Nu, plita e exact unde stă Anda Adam. Da, știu, Cătălin. Știi că este, deci poți să gătești acolo, ai luat tigaia și stai cu fundul pe mă și nu arde. Adică mi se pare, dar asta se întâmplă de acum 10 ani, bună dimineața. Mamă, ce, unde ai trăit, mă, tu de aveai plită de asta cu 10 ani? Nu, eu n-aveam acum 10 ani, eu am de acum 3. Da, și tu ai tot de acum 3, cred. Dacă n-am de asta care stai cu fundul pe imediat după ce... Păi, în general, știi, mai ales textul acela că este safe pentru copii, această plită, nu se promovează un produs așa cu fundul gol pe plită și se face ferire la copii. Șucă când a văzut poza asta și a comandat două plite acasă. Și nu înțeleg de ce... Eu lucrez la două tigăi. Deci eu vreau să vă spun un lucru ca să fie clar. Dacă nu gătiți, nu vă cumpărați bucătării din astea. Cumpărați-vă doar dacă gătiți. Dar într-un cuplu este suficient să gătească o singură persoană, ori el, ori ea, nu amândoi. Ea este clar că nu gătește, știi?
Eu zic că e bine că ea gătește. Eu cred că ar fi bine să n-ai bătigăi ca lui Alex Velea, că atunci ar fi ultima lovitură. Deci Anda Adam e bine, să dar înțelegem. Nu, ea este foarte rău, dar arată foarte bine Mobila, să știi. Mobila îmi place. Nu văd decât blaturile, mă rog, și Hota. Stop! Pauză! Băi, deci nu, am văzut-o pe... M-am uitat și că nu mă la emisiunea ta de obicei, că na, nu mi-ești atât de simpatic și oricum nu mă la televizor. Dar am văzut-o pe Bianca Drăgușanu la tine în emisiune. Am murit, am murit. Deci am murit. Ce-mi place mie ăștia, care zic că nu se uită la emisiune, dar știu tot ce se întâmplă. Păi nu, m-am uitat atunci, special. Da, ai mai văzut pe online. Da, ai văzut cu Sosurile Ius, nu? E da. Mișto rubrica da, asta. Da, da, da. Să știi că o să vin și eu odată. O să vin și eu odată la Picant. Vii? Nu te invităm. Nu știu cât curaj ai, dar sunt unii care sunt foarte curajoși. Mie să știi că îmi place să mănânc foarte picant. Hai să vedem, așa zici și ea. Da. Hai să vedem următoarea poză. Cu chenuțul în turneu. Deci băi, sunt fan Doriamă, mie îmi place, n-ai ce să zic. Dacă cineva putea să facă dintr-un câine care nu este chiar o rasă extra, adică el genetic nu este foarte reușit, dacă putea totuși să facă ceva dintr-un câine care nu este genetic foarte reușit cineva, ăla este Dorian Popa. El a reușit. Câinele ăsta a ajuns în trending pe YouTube numărul 1, o să mă peste 10 milioane de vizualizări și Cheluțu e top și pe TikTok. Da, bravo, Doriane! Da, 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 da. Păi da, dar... Unată Cheluțu! Ia uite. Dar voi aveți o problemă că vă place melodia asta, nu, știi, nu? Nu, nu avem problemă, avem ringtone la telefon, noi ne place, noi iubim animalele. Înată cheluțu. Eu am doi câini din ăștia, Cătălin, am doi buldogi francezi, doi. Ia uite, și pe buldogii mei, tot francezi. Înată cheluțu. Dar ce-ați pățit, măi? Francez. Bulldog dar nu știu, francez. Asta cu Înată cheluțu mi se pare că are dublu sens și de asta a avut succes melodia, dar intrăm în alte detalii altă dată. Da. Pozează Funduțu, a fost o parodie a celor de la Noaptea Târziu la piesa asta. N-am văzut, n-am văzut. E pe YouTube, mișto. Uite, o să mă uit. Deci la Dorian era bine? Dorian e foarte bine, el este în general bine. El este pe ecranga lui, cum este și Oti. Deci s-a schimbat, mă, Iulia, mai ții minte cum era cu două săptămâni? Da. Cum era Iulia acum două făcea săptămâni? Făcea muș pe Dorian, acum Dorian păi e bine. Păi dacă acum îmi place, ce să spun? Îmi place câteodată, câteodată nu-mi place. Hai să vedem. Aici, cine? Oh. Este Adelina Pestrițu într-o ținută 1995. De ce 1995? Este o ținută extrem de demodată. În primul rând că umerașii aceia gen pagode, am înțeles că i-a făcut McQueen acum 100 de ani, dar nu trebuie să cumpărați chinezările pe care le vedeți. Corect, bravo. Păi da, da, din păcate nu este făcută de McQueen rochia asta, adică să ne înțelegem. Acum nu, că vreau să avem și discuția asta, pentru că unii oameni se întreabă, dom'le, dar ce cu atâtea branduri? Doar brandurile contează? Nu contează doar brandurile, dar puteți să vă luați o piesă vintage care arată fantastic, dar nu o chinezărie care arată așa. Deci și niciun caz în miezul verii așa îmbrăcată în piele de sus până jos. Dacă era frig afară și toamna acum. Asta că ea a fost răcită, a avut ceva. A avut COVID și nu aș a avut COVID asta, pe bune? Da. Da, sara. Să te faci bine. S-a este... făcut. Da, s-a făcut bine? Uite, a fost norocoasă. Bravo ei. Tot prost îmbrăcată este. Nu avem ce să facem. Nu mai avem. Da, nu mai avem nicio poză că nu mai avem timp. Astăzi a fost puțin mai scurt. Iut. O să vin, dar nu acum. O să vin spre sfârșitul anului. O să fie ultima ediție. O să vorbesc cu Alina, dacă da, e de acord să vin în ultima ediție. Vii când vrei, măi. Are dreptul când vreau eu vinerea aia, că e după Paști, nu știu ce. Cum vine eu când vrei tu? Păi dacă vrei, vii când te chemăm noi, nu când vrei tu. Nu, dragă. Unde crezi că suntem aici, la piață? Păi uite, dragă, nu suntem aici, nu sunt un invitat oarecare, știi? Și atunci eu trebuie să-mi aleg ediția în care vin. Oameni buni, vă rugăm frumos, sperăm că ați putut să treceți peste această doză de... Stai puțin, dar tu știi că ai un bulldog englez, știi? Înată cheluțu. Dar este un bulldog englez, nu este un bulldog francez. Înată cheluțu. Acela este un bulldog francez, acesta este un bulldog englez. Nu. Exact, ham ham, hai, oameni buni. Mâine la ora 3 ne vedem aici la emisiune. Și mâine, da. Cum, mai veniți la 3? Bine, da. Mâine la 3, oameni buni, mulțumim Iulie Albu, vă așteptăm... La noi, la emisiune, la 3. Seară bună! Să știi, n-am încredere în ei, dar mă...